Cancelarul Germaniei Angela Merkel și activista suedeză Greta Thunberg, două dintre cele mai cunoscute personalități ale Europei, au câștigat a șasea ediție a premiilor Femeile Europei. Evenimentul este unul care dorește să promoveze importanța femeilor în activitățile de soluționare a problemelor bătrânului continent. Premiile anuale Femeile Europei onorează femeile care promovează și apără idei și valori europene precum democrația, incluziunea și diversitatea, prin activitatea lor profesională și nu numai. Premiul pentru categoria Femeia Activistă pentru Tineri a fost acordat Gretei Thunberg, a cărei imagine e asociată de mai bine de 3 ani cu tot ceea ce înseamnă activism. Thunberg a devenit cunoscută la nivel global datorită încercărilor sale de a lupta împotriva încălzirii globale și a schimbărilor climatice. I have been fortunate enough to be able to travel around the world. And my experience is that the lack of awareness is the same everywhere. Not the least amongst those elected to lead us. There is no sense of urgency whatsoever. Our leaders are not behaving as if we were in an emergency. Premiul de la categoria Femei la putere a fost câștigat de cancelarul Germaniei, Angela Merkel. De-a lungul celor 16 ani în care a fost considerată cea mai puternică femeie din Europa, Merkel, la origine fizician, a promovat democrația și integrarea europeană. Merkel a jucat și un rol esențial în gestionarea crizelor europene, în anii în care a fost la gârma Germaniei. Președinte, lieber Emmanuel Macron und sehr geehrter lieber Sergio Mattarella, sehr geehrte Frau Präsidentin der Kommission, elect, wie man so schön sagt, liebe Ursula von der Leyen, lieber Ministerpräsident des Bundeslandes Hessen, Exzellenzen, liebe Christine Lagarde und natürlich... La categoria Femei în afaceri, premiul a fost acordat doctorului Özlem Türeç, fizician, imunolog și cofondatoarea companiei BioNTech. La categoria Femeia în acțiune, câștigătoarea a fost Jenny Rasche, o tânără din Germania care este stabilită de mai mulți ani în județul Sibiu. Jenny este președintele unei organizații prin intermediul căreia sprijină familiile nevoiașe, în special copiii care provin din medii defavorizate.